prezent un număr de 12 consilieri din totalul de 15, îndeplinind condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea ședinței Consiliului Local, și rog pe domnul președinte de ședință să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, domnule, bună ziua, colegi. Înainte de a trebui și a prezenta ordinea de zi, am vrea să întrebăm domnul operator de la cameră cum ați fost invitat să filmați ședința, știm că aceste transmisiuni sunt plătite. Sunteți plătite, ați venit gratis. Ședințele de Consiliu Local sunt ședințe publice, orice persoană, cetățean român, are dreptul să ia parte la astfel de ședințe. V-am întrebat din punct de vedere financiar. Pentru că la noi știți prea bine că bugetul nu este aprobat și nu ne permitem să putem plăti o asemenea operație. Nu sunt eu în măsură să discut situația financiară a societății pe care reprezint. Bun, dar noi, ca și beneficiarii acestui serviciu, bănuiesc că așteptați să vă plătim, nu? Nu. Ședința este, repet, publică și toate persoanele au dreptul să ia parte și să înțeleg că ați venit și filmați cu titlul gratuit. Am venit să informăm persoanele care nu sunt de față. Este în regulă. Să continuați ședința sau să analizați situația financiară a societății pe care reprezint. Nu analizăm noi situația financiară a societății dumneavoastră. Noi v-am întrebat din punctul nostru de vedere, ca și instituție, ca și primărie, dacă așteptați o remunerare în urma acestei activități. Nu de la dumneavoastră. Nu de la mine personal, de la instituție, de la primărie. Despre ce? Nu. Am înțeles. Deci, este cu de lucru. Domnul președinte, dacă își permiteți să pun întrebare, dar de la cine așteptați remunerația? Iarăși, mă cred că eu... Nu știu dacă sunt eu aici, am venit să filmez ședința de Consiliu Local, dar ați văzut că așa consilier este să mă analizați mie finanțele firmei. Deci nu ne duceți la domeniu care sunteți totuși în Consiliul Local la o comună. Deci nu sunteți dumneavoastră, dacă nu sunteți în măsură să spuneți alte chestii, spuneți. Dar nu ne faceți nouă analiza, că și până ne duce capul. Dacă sunteți siguri, atunci răspundeți la întrebări, pentru că dumneavoastră v-ați insinuat aici și nu ați fost invitat din Consiliul Local. Și dacă sunteți în măsură să răspundeți bine, dacă nu, nu. Dar nu trebuie să-i faceți nouă observații despre ce și cum să vă punem întrebări. Atunci am vrea să știm cine v-a invitat în cadrul ședinței Consiliului Local. Ședințele sunt publice, repet, și am dreptul. Deci v-am adresat o întrebare. Vă rog să-mi răspundeți la întrebare fel. Deci, invitația din partea cui o aveți pentru a filma ședința Consiliului Local Trifești. Nu există nici invitație. Și de ce n-ați venit la ședința trecută? Ședințele sunt anunțate public sau dacă nu sunt anunțate, atunci aveți o problemă în primărie, dar ele trebuie să fie anunțate și... Dar nu este nici de caz noastră dacă avem sau nu. Lăsați-mi cu problemă, are cine ne judeca pe noi. Are cine ne judeca pe noi. Dumneavoastră să răspundeți, dar de ce n-ați venit la ședința trecută, de exemplu? Dacă tot public. Sunt atâtea primării și eu sunt unul singur. Ah, ăsta e răspunsul. Deci n-ați putut veni de anul trecut. Da. Nici nu ați avut mă rețința să invitați. Da, bună ziua. Rugămintea mea este personal și în numele Consiliului Local, data viitoare când mai veniți, vă rog să facem un contract de colaborare. Nu. Pentru că contract de prestări servicii. Pentru chestie gratuită? Da, dacă veniți gratuit, nu avem nimic împotrivă. Am înțeles. Bun. Ok. Mulțumesc. Am mai avut discuția în anterior. Da. Domnul președinte, vreau să pun întrebare. Dumneavoastră, acum vrea să spună că este interfața între ședința de Consiliul Local și cetățenii din Comuna Trifești. Da. Este? Da. Așa. Deci dumneavoastră aveți legătură acum online cu cetățenii. Nu în momentul acesta, pentru că nu aveți internet în comună de bună calitate. Dacă nu este internet, atunci nu putem să facem așa. Da. Ședința trebuie să fie online, nu înregistrare, nu dar să... În continuare, vă spun ședințele sunt publice, oricine are drept. Dumneavoastră, ca persoană, puteți participa, fără nicio problemă. De asta este publică. Da. Publică nu înseamnă aparatură. Domnul Sabat, chiar așa. Domnul Murar, când vor termeni de vorbit, vreau să vorbim. Vă vorbiți peste mine, când nu sunteți nici în păsură și... Păi v-a lăsat, dacă cereți de la președinte, de nu de la mine. N-am început încă ședința. Nu să faci o președință. Deci, vreau să nu știți încă disciplina și ordinea de ședință. Dar învățați-vă. Cu timpul aveți de-abia trei ședințe. Mai aveți timp. Vă reamintesc
Articolul 12 din legea 52/2003 privind transparența decizională a administrației publică, care spune în felul următor. Un simplu participant nu poate înregistra însă fără acordul președintelui de ședință, însă poate propune asta Consiliul Local și a fost să ceară înregistrarea. Vă cer acordul acum. Ok. Atunci supun aprobării Consiliului cererea domnilor de a fi înregistrată ședința Consiliului Local. Da, voi să spun ceva? Vă rog. Da. Pentru toate transmisiunile TV, pentru toate înregistrările care se fac, indiferent că sunt pe stradă sau în Parlament sau în orice Consiliu Local, se cere aprobare pe alaltă? Nu, pe stradă nu este chestie, dar vă aduc aminte, domnul Muraru, că ceea ce ați înregistrat dumneavoastră atunci cu telefonul, da, fără acordul nostru, a apărut pe canalul meu online. Așa este. Fără acordul nostru. Mi-a spus nu, nu mi-a dat acordul pentru că nu era online. Deci am uitat să fac rochirea automată la telefon, așa am pus în linia. Ai uitat să mai dai și alte paragrafe, domnul Muraru. Nu mai ne prostii la voi, că nu ți-i rușine. Ai impresia că discuți aici cu niște neamne. Ți-am zis, mă, dar ai trei ședințe de Consiliul Local. Încă nu ai experiența asta. Ai învățat multe. Și spun, pentru netransmiterea online și pentru înregistrare, spune în felul următor. Consiliul Local poate solicita acordul președintelui să se înregistreze ședința, dar se folosesc mijloace de înregistrare din dotarea Consiliului Local. Nu avem, domnul, pentru că nu se permite bugetul. Deci bugetul este așa cum este. Nu. Atunci puteți fi de acord cu mine pe că în momentul ăsta singura sursă de informare a cetățenilor din comuna? Dumneavoastră? Și noi ce suntem? Dumneavoastră nu știu dacă informați cetățenii, vreau să ne știu decizii. Că dacă nu știți dumneavoastră că informăm cetățenii, întrebați-ne și voi răspunde. Bun, deci să nu zic că noi de la mijloace de informare a cetățenilor. Noi suntem vectorii de opinie, consilierii locali, pentru că suntem reprezentanții aleși de cetățeni. Dumneavoastră nu aveți încă calitatea de ales. Nu. Corect. Domnul președinte, dumneavoastră, nu, dar e avantajul președintelui. De punctul meu de vedere, nu. Registrarea nu și-a rost. Atunci, înainte de a închide, îmi permite să vă întreb, e ceva ce trebuie să nu se afle? Am să supun spre aprobare, consilierilor, acordul pentru a filma sau nu ședința. Aceeași întrebare a pus-o domnul Muraru cu ședința trecută. Exact. Poate sunteți frați. Nu sunt. Domnul președinte, dumneavoastră puteți aparatul nostru. Cine este pentru a se filma? Dacă îmi dați voie, mai spun un singur lucru. Am spus și tura trecută, atunci când am făcut prezentarea hotărârii din Consiliul sau proiectului de hotărâri din Consiliul Local, care se referă la, cum spune, la filmarea ședințelor de Consiliul Local. Și acolo, printre altele, ne-am spus că există o ordonanță a Guvernului care se cheamă numărul 57 din 3 iulie 2019. Care armonizează legislația românească cu prevederile UE. Printre altele, nu ordonanța aceea, dacă ați citit materialul sau dacă citeați din propunerea de regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local, care o găsiți în ordinea de zi astăzi, veți vedea că aceste prevederi sunt trecute. Deci este un act normativ, o hotărâre de guvern. Mult mai nou decât legea de care spune ordonanțe, ori hotărâri de putere. Da, articolele din lege este nu sunt abrogate. Ordonanțe de urgență. Deci ordonanțe de urgență nu e la fel cu hotărârea de lege. Da, am greșit eu. Ordonanțe de urgență nu sunt așa. Da, dar articolul ăsta de lege 52 din 2003 nu este abrogat. Este în vigoare. Atunci? Treaba e că de articolul de care a spus ora trecută, l-am căutat, nu l-am găsit pe internet. Cel puțin nu l-am găsit eu. Sunt juriști care, deci informația este dată de către un organ specializat, deci un jurist. Bun, din nou avem aceeași problemă ca la ședința de data trecută. Rugămintea mea este așa, după ce vine bugetul și aprobăm bugetul, sunt de acord eu sau dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră, să filmeze
ședința de Consiliul Local cu o societate specializată, cu un contract de colaborare sau de prestări servicii între Consiliul Local Trifești și televiziunea respectivă, sau ieri am fost la București și vom depune proiect pentru digitalizarea primării. Asta durează, dar până o să obținem finanțarea proiectului, dumneavoastră vă să hotărâți după aprobarea bugetului. Asta e părerea mea. Acum vă rog și dumneavoastră să vă spuneți părerea. Bun, haideți ca să putem trece la ordinea de zi. Supun spre aprobare, încă o dată, și mă întreb, cine este de acord cu transmiterea, cu filmarea ședinței Consiliului Local? Vă rog, cine este pentru? Nu se poate vota. Cu toate că nu este legal. Dar, dacă așa este problema, cu 5, 6, 6 voturi pentru. 6, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 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 5 voturi pentru. Cine este împotriva? Mă rog liniște, domnilor. Cine este împotriva? Mulțumim, domnule. Deci putem trece la ordinea de zi.